Lovitură pentru Vladimir Putin. Gestul neașteptat făcut de Zelensky. Lovitură fără precedent pentru Vladimir Putin. Chiar în ziua de 9 mai, președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a făcut un gest neașteptat. Ce s-a întâmplat astăzi? Președintele Volodymyr Zelensky a făcut un gest neașteptat. Liderul de la Kiev l-a onorat pe cel mai faimos câine al țării, patron. Menționăm faptul că Patron, care este un jacru selterier, a devenit o figură națională din momentul în care Rusia a invadat Ucraina. Mai exact, Patrupedul a reușit să ajute echipele de eliminare a minelor din orașul Cernicău. Potrivit informațiilor existente până acum, câinele Patron ar fi descoperit aproximativ 150 de muniții ca parte dintr-o echipă care lucrează pentru serviciul de stat de urgență. În cadrul ceremoniei care a avut loc în cursul zilei de duminică, președintele Zelenski a înmânat lui patron și proprietarului său, Mihailo Iliev, premiul de stat pentru servicii dedicate în cadrul unei întâlniri cu premierul canadian Justin Trudeau. Menționăm faptul că la ceremonia care a avut loc duminică, Trudeau a părut că își dorește să-i ofere lui patron ceva bunătăți, însă nu a găsit nimic în buzunarele sale, scrie CNN. Pe de altă parte, acești cursă mai scrie că la aparițiile anterioare în presă, patron pare să nu fi fost impresionat de atenția pe care a generat-o munca sa. În timp ce Zelenski l-a onorat pe crinele patron, duminică, în Moscova aveau loc pregătiri intense pentru Parada Victoriei, care a avut deja loc astăzi. Presa rusă anunța, înainte de paradă, că vor participa aproape 10.000 de soldați și ofițeri, precum și peste 200 de tancuri și avioane,